Lucrările de modernizare a unei străzi din orașul Petrila nemulțumesc mai mulți localnici. Totul pleacă de la faptul că în momentul de față accesul cu mașinile în propriile curți este imposibil. Bordurile montate sunt mult prea înalte și nu a fost amenajată nicio rampă care să faciliteze accesul. Strada este în pantă și este străjuită și pe stânga și pe dreapta de mai multe case. La imobilele de sus, constructorul a amenajat trepte pentru ca proprietarii să coboare din drum la locuințe. Însă oamenii se tem că proiectarea defectuoasă le va provoca inundații. Cu curtea eram cu 15 cm peste trotuar. Cu curtea sunt acum cu 10 cm sub trotuar și cu trotuarul undeva la 20-30 cm de strada principală. Da? Eu mă gândesc că de intrat în curte nu mai putem să mergem cu mașinile, în garaje. Drumul este mai sus decât curțile noastre, adică ne-au limitat accesul în curte. Puteți intra cu mașina în curte? Nu, cel puțin eu stau cel mai rău de pe stradă, eu am diferență de nivel de 1,30 m. Constructorul o aruncă către proiectant. Noi nu știm, nu cunoaștem proiectul, adică nu avem de unde știi ce există acolo și nimeni nu s-a spus de la primărie, uite, asta urmează să... Nu ne-a informat cu absolut nimic. Toate bordurile astea sunt efective în sus, toată apa e direcționată către curțile noastre, nu ai acces pe o mașină, nu poți să parchezi undeva. Reprezentanții primăriei spun că aceasta este unica soluție pentru ca în zonă să nu se creeze o pantă cu înclinație mare care să îngreuneze accesul la locuințele de la capătul străzii. Firma de proiectare a venit și a făcut ridicările topografice în teren. Acum, pe această stradă, situația e un pic și mai delicată. Ați văzut că exista o diferență foarte mare între stradă și case. Dar eu zic că ea s-a remediat. Eu cred că ar trebui să așteptăm să fie finalizată lucrarea și dacă nu va fi acces atunci, probabil constructorul va trebui să rezolve problema asta. Eu le-am sesizat acest lucru constructorilor, ei mi-au spus că la momentul în care lucrarea va fi finalizată, le demonstrează că se poate intra în curți fără probleme. Primarul a asigurat locuitorii că lucrările care vor urma vor facilita accesul în curți. Proiectul trebuie finalizat până în toamna anului viitor. Acesta este implementat pe fonduri europene și prevede modernizarea mai multor străzi în orașul Petrila. Valoarea sa este de circa 3 milioane de lei.